Vă salut, dragi prieteni, pe contul meu de TikTok, Cătălin Iuțeni, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici live pe Facebook, dragi prieteni. Astăzi ne aflăm pe stadionul din Craiova pentru că ne apropiem de festivalul Intensity, care se află deja la a doua ediție. Prima ediție a rupt și ediția cu numărul 2 se anunță cel puțin la fel de frumoasă și la fel de spectaculoasă. Ia uitați să vedem stadionul foarte, foarte frumos. Și alături de mine se află Antonio Zanfir, manager Opera Română Craiova, și mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația mea și că ne vedem aici în acest cadru absolut spectaculos. Salut! Mulțumesc, salut! Bine ați venit în stadion, vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare, mare drag! Ce se va întâmpla peste 4 zile? Văd că aici sunt, m-am uitat pe stadion, ca să zic așa, am făcut un ocol, puțină mișcare nu strică, e bine, mai dăm din kilograme jos, ca să zic așa. M-am uitat, am văzut că este foarte, foarte multă mișcare aici. Da, și asta este de 3 săptămâni mișcare și pregătirea acestor două zone, stadionul Blumencu și sala polivalentă, pentru festivalul Intensity, care va debuta vineri 30 iunie, începând cu ora 16, porțile se deschid. Publicul este așteptat, suntem organizați sub toate aspectele, ne lucrăm la ultimele detalii pe care trebuie să le mai punem la punct. Vedeți și scena în spate, deja ecranul LED se montează și mâine după masă va fi ridicat pe poziția sa. De mâine începe montajul luminilor și sunetului, și apoi de miercuri încep să se facă toate probele și tot ce înseamnă riderul tehnic al artiștilor să fie pus la punct în cel mai bun mod. Îi salutăm pe Violeta Art Glamour și pe Constantin Mogoșanu și le mulțumim că se află alături de noi. Este într-adevăr un eveniment spectaculos, este un eveniment frumos pentru noi, pentru toți craiovenii, dar și pentru România. E foarte important acest lucru, mi-a plăcut, am mai vorbit despre chestia. Mi-a plăcut foarte mult faptul că de undeva de la București a plecat această denumire a festivalului nostru, Festivalul Sudului. Într-adevăr, este o mândrie pentru orașul Craiova să găzduiască acest festival, dar întrucât publicul nostru va fi din toată țara, evident, și din zonele și din județele adiacente județului Dolj, faptul că noi oltenii avem aici în sudul României un festival de această anvergură ne face mândri, iar pe noi, cei care ne ocupăm de organizarea festivalului, ne responsabilizează foarte mult. Suntem bucuroși împreună cu colegii mei să putem să organizăm totul așa cum ne-am propus. Haideți să vedem exact ce se va întâmpla începând de vineri, sâmbătă și duminică. Da? Să luăm sunt pe trei zile seri, așa. Sunt trei seri spectaculoase. Trei seri cu două scene, vor fi show-uri ale artiștilor în paralel. A nu se înțelege că în timp ce pe stadion are un artist recital, în sala polivalentă va fi pauză. Nu, show-urile vor merge în paralel, iar fiecare din publicul, din persoanele care vor veni în publicul festivalului, vor putea să aleagă să rămână pe stadion să urmărească recitalul artistului preferat sau să meargă, evident, în polivalentă și viceversa, să facă această tranziție între cele două locații ale festivalului pentru a se bucura cât mai mulți artiștii preferați. O salutăm și pe Marina Iordache și mulțumim că se află alături de noi și vă mulțumesc tuturor celor care vă aflați alături de noi. Daniela Vulpe ne spune bună ziua, mulțumim că ne sunteți alături. Într-adevăr, anul acesta, ca să zic așa, s-a extins, dar asta din cauza numărului mare de anul trecut, pentru că au fost cereri foarte mari, adică sunt în două locații, anul ăsta, spre deosebire de anul trecut, sunt două locații. Da, și cererea, și cererea, dar și faptul că un festival, în accepțiunea termenului festival, presupune cel puțin două scene. Iată, noi anul acesta am adus și a doua scenă. Vom vedea ce se va întâmpla la edițiile viitoare, poate mai identificăm o zonă în apropierea stadionului care să o includem în festivalul Intensity. Deocamdată ne concentrăm pe cea de-a doua ediție. Suntem în acest moment pregătiți pentru absolut orice problemă ar putea apărea. Aveam acest calendar al riscurilor pe care dorim să-l gestionăm foarte, foarte atent. Dacă veți urmări pe esplanada stadionului, deja arealul festivalului este închis cu garduri, pentru că normele de securitate ne cer acest aspect. Deja partenerii noștri, sponsorii, au venit pe esplanadă, se instalează cu punctele de activare, iar de la zi la zi, evident, va crește această activitate. Mulțumim tuturor celor care ne sunteți alături. Marina Iordache, bună ziua, vă salut cu respect și vă urmez cu mare drag. Mulțumim frumos, Sabina Cruitor spune anul 2023 pe anul Operei Române, ce a luat ființă
ca demnă de ședintă a Teatrului Liric Elena Teodorin. Da, este o istorie așa. Anul 2013, spune doamna. Da, 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 este o... 2013, este o, face așa o trecere în revista a operei. Da, pentru se împlinesc 10 ani acesta de când instituția noastră, mulțumim, 1 decembrie 2023, se vor împlini 10 ani de când instituția noastră se numește Opera, poartă de numire Opera Română Craiova, în trecut purtând denumirea Teatrul Liric Elena Teodorini. Da, iată, instituția începe de la an la an, se maturizează și ce o maturizează și pe, și pe instituție ca și instituție, dar și pe noi angajații ai instituției, aceste proiecte pe care le realizăm ne creează o experiență unică, ne călesc, să zic așa, cu marile evenimente și de ce nu ne ajută să oferim publicului care vine la spectacole noastre, atât la spectacole curente, ci și la aceste festivaluri pe care le organizăm, să aibă parte de experiență de noutate. Îi salutăm și pe Lucian Camenință, părintele Lucian Camenință, și mulțumim că se află alături de noi. Mult succes în continuare și multe realizări. Mulțumim foarte mult și Mugur Val spune mult succes. Mulțumim tuturor celor care vă aflați în acest moment alături de noi, dragi prieteni. O să revenim la acele zile. Vineri am înțeles că va fi, așa în trecut, dedicat pieselor mai vechi, așa mai da, dacă ne referim clasicilor, ca să dacă ne referim la main stage, pe principiul după care am pornit la drum cu acest festival, acela de a deschide porțile festivalului pentru familie în general, să ne adresăm atât persoanelor care se bucurau de muzica în tinerețea lor, de muzica anilor 80-90, dar și celor care astăzi, iată acest curent, până la urmă, nu mai merge genul muzical, din analizele pe care le-am făcut, este deja un curent, da, acest trap hip-hop, atât de iubit curente, de către publicul nostru, vor putea să meargă în polivalentă, dar revenind, artiști precum Dr. Alban, Sabrina, Ace of Base, Hathaway, Snap, Bellini, Zdob și Zdub, artiști români, o formație de artiști români, și headlinerii serii, evident, formația Gods of Rock. Pentru noi este o onoare ca artiști importanți din formațiile AC/DC, Whitesnake, Bon Jovi, Guns N' Roses să se unească într-o formație special pentru festivalul Intensity și mai mult să-și realizeze mai mult de jumătate din recitalul lor împreună cu Orchestra Operei Românei Craiova într-un proiect rock simfonic care, eu cred, la Craiova n-a mai existat vreodată. De asemenea, și colegii din Corul Operei Românei Craiova vor întregi acest show și cred eu că pentru iubitorii de muzică rock va fi o experiență pe care nu o vor uita. Asta este clar, asta se va întâmpla vineri, sâmbătă. Sâmbătă va fi iarăși o zi foarte intensă, da, de sâmbătă, fapt toate zilele, că de-aia se numește Intensity. Sâmbătă vine, este rândul muzicii house, muzici electronice, cu capul de afiș Tiesto, pe care ni l-am dorit atât de mult, care este atât de iubit în rândul muzicii house. Vor mai fi și ceilalți DJ, Umet Toscan și Mahmut Orhan, cu DJ seturi de mare impact, și formația românească, iată, duminică, sâmbătă, avem și o formație din nou, o formație românească, Sub Carpați, o formație de muzicieni adevărați, care sunt deja la a doua colaborare cu Opera Română Craiova. În decembrie anul trecut, 21 decembrie mai precis, Crăciunul la Operă, pe care l-am organizat chiar în sala polivalentă, am creat împreună cu ei un moment cu Orchestra Operei Românei Craiova memorabil. Iată, ei revin într-un proiect al Operei Românei Craiova și eu sper să nu fie ultimul. Corect, salutăm și pe Radu Iunite și pe Aurel Vădva. Radu Iunite ne spune mult succes! Mulțumim foarte, foarte mult! Într-adevăr, auziți că, probabil că auziți pe fundal, aici se lucrează intens, așa ca la Intensity, și trecem la ziua de duminică, foarte așteptată. Este foarte așteptată această zi de duminică pentru că va veni, cred că, unul din cei mai mari artiști internaționali la ora actuală, și anume Enrique Iglesias, adică vorbim de un nume, da, este într-adevăr fabulos, spectaculos, și nu cred că va închide duminică, seara, nu? Nu va închide seara, va mai fi un DJ set al lui Gian Locavacchi, okay, după Enrique Iglesias. Dar evident, Enrique Iglesias este headlinerul foarte serii. Așteptat. Foarte așteptat. Și trebuie să o spun, mi-au scris oameni de peste tot din România. Mare, vor să vină să-l vadă pe, da, noi am vândut abonamente generale pentru toate cele 3 zile, am pus ulterior și bilete în vânzare de o zi, iar cele mai multe bilete de o zi au fost cumpărate pentru seara de duminică. Poate era și cumva firesc, pentru că un artist ca Enrique Iglesias nu știm când mai fost, aici, nu, da, când mai vine, da, pentru că dacă acest festival, nu el personal,
și artiști de nivelul Enrique Iglesias. Sunt foarte convins că în orașul nostru, în edițiile viitoare ale festivalului, vor mai veni. Dar nu știu în urmă, dacă m-aș uita, când un artist de talia lui Enrique Iglesias a mai fost la Craiova. Este o onoare pentru noi. Dacă vedeți cumva, sunt toată această scenă imensă pe care noi o construim. Respectă cu strictețe. Respectă cu strictețe solicitările tehnice ale echipei lui Enrique Iglesias și toți ceilalți artiști din ziua de vineri și din ziua de sâmbătă s-au pliat ca și dotări tehnice pe riderul tehnic al lui Enrique Iglesias. Sunt numai puțin de 3 scene pe care Enrique Iglesias își va realiza show-ul în seara de duminică. Wow, 3 scene, Enrique Iglesias, fantastic. O salutăm și pe Avinia Dragan și mulțumim că se află alături de noi. Vorbeai mai devreme de faptul că Craiova reușește să aducă artiști semnificativi. S-a mai întâmplat lucrul ăsta și anul trecut și în alte dăți. Și apropo de lucrul ăsta, opera română din Craiova reușește să aibă proiecte foarte frumoase, pe lângă Intensity. Vorbim și de alte proiecte, pentru că mi-aduc aminte de foarte multe proiecte foarte, foarte frumoase. Da, chiar dacă în ultimii Craiova. Chiar dacă în ultimii 2 ani, mai precis, iată, sunt astăzi 10 luni. Bun, a fost pandemia, aia e... Da, dar anul trecut, dacă nu știu aminte, festivalul a fost în 28 august. Prima ediție a fost în 28 august. Uh-huh. Anul acesta debutează în 30 iunie. Deci, iată, instituția noastră organizează în timp de 10 luni două ediții ale festivalului Intensity. Într-adevăr, pentru noi este cel mai mare proiect pe care l-am realizat și realizăm, dar încercăm totuși să păstrăm un echilibru și față de activitatea noastră curentă pe care o realizăm în cadrul instituției, referitor la spectacole pe care colegii mei le prezintă publicului. Și aș vrea să reamintesc că nu mai devreme de 28-29 aprilie, iată două luni în urmă, am prezentat publicului din Craiova o premieră cu spectacolul de balet Lacul Lebedelor. Foarte tare. Și asta vreau să o repet, în paralel, pentru că noi lucrăm la acest festival din ianuarie, reușim să creăm acest echilibru și să avem acest echilibru între activitatea curentă și acest imens, dar important proiect pe care noi îl organizăm. Și suntem mândri și onorați că municipalitatea, primăria municipiului Craiova ne-a îndrituit cu această responsabilitate a organizării festivalului. Vă salutăm și pe Constantin Paulet și pe toți cei care ne urmăresc și le mulțumim că se află alături de noi. Apropo de această muncă vastă pe care voi o compactați foarte bine, cu un număr de angajați destul, am mai spus lucrul ăsta și data trecută, destul de mic, dar eficient. Sunteți foarte eficienți toți cei de la opera. Îmi place să spun că noi suntem o instituție publică atipică, pentru că la noi nu există condică, nu există program de lucru 8-4, Și asta poate să vadă oricine. Dacă vine în aceste zile, noi începem activitatea dimineața în jur de ora 7:30-8 și închidem seara la 10:30-11. În ultimele două săptămâni ne-am mutat cu birourile în incinta stadionului Blumenco pentru a nu pierde timp cu această navetă între stadion și sediul Operei Române pe care avem în strada Popoveni. Iar dacă veți avea curiozitatea să veniți alături de noi, la ora 9:10 noi încă facem planul și încă lucrăm pentru concluzia zilei care se închide și ce avem de făcut pentru ziua următoare. Am văzut, apropo de lucrul ăsta, că sunteți foarte aplicați și e foarte important, apropo de chestiunea de primăria Craiova, de opera română, organizatorii, important această organizare, dar e și o mare, mare responsabilitate. E imensă responsabilitatea, am conștientizat-o de la momentul în care am început organizarea acestui festival. Nu am avut o secundă, am trecut pretenția că am avea experiența organizării unui astfel de festival. Tot ceea ce am făcut a fost să avem și mintea și inima deschisă și să învățăm de la zi la zi mecanismele, să ne obișnuim cu modalitatea de comunicare cu artiștii de nivelul de care vă vorbeam, să organizezi licitații pentru servicii de marketing și de scenă pe care pe sume importante de bani din banul public, iar aici este responsabilitatea cea mai mare a festivalului de a cheltui aceste sume din fondurile publice cât se poate de corect, de transparent, cu cap, și evident. Și cel mai important, să ne luăm măsuri de precauție, să nu existe sincope, pentru că vă spun, într-un context în care la o licitație s-ar înscrie două firme și una dintre ele ar contesta, noi am avea foarte mari probleme din punct de vedere al timpului de a reorganiza licitația și a desemna o firmă câștigătoare. Până acum am fost cât se poate de
de pragmatici, am lucrat zi de zi, am comisiile de evaluare, evident, evident. Comisiile de evaluare a ofertelor și-au făcut datoria cât se poate de profesionist, iar acum, cu 5 zile înainte de festival, putem să spunem cu bucurie și mândrie în același sens, în același timp că lucrurile sunt pe făgașul cel bun și sperăm din suflet ca în aceste 4 zile care au mai rămas până la festival să nu apară sincope sau chiar dacă vor apărea, de noi să avem toate instrumentele necesare să le depășim. Apropo de acest aspect, îmi place foarte mult transparența de care dați dovadă, pentru că vorbim de niște sume semnificative și știți foarte bine că, mai ales în zona online, poate mai apar anumite comentarii, totul este public. Fiecare are dreptul la opinia sa, nu putem influența opiniile oamenilor. Noi trebuie să avem conștiința împăcată că tot ceea ce țin, până la urmă, e vorba de imaginea acestui oraș. E posibil, suntem oameni și greșeala până la urmă este omenească, ne dorim să evităm sau să scoatem din ecuație acestei munci posibilitatea greșelilor, dar acolo unde apar greșeli poate inerente, să avem imediat mecanisme prin care să le reparăm. Cu imaginea orașului, cu imaginea acestui festival tânăr și până la urmă cu imaginea Operei Românei Craiova nu ne putem juca. Iar orice greșeală în aceste organizări de licitații și de cheltuielile a fondurilor publice ar dăuna enorm imaginii orașului și instituției noastre și festivalului, ceea ce noi de dorit. Evident că este prioritate pentru noi să lucrăm, să investim energie și aceste sume de bani pe care le investim în imaginea festivalului și a orașului. Antonio, sunt emoțiile mai mari acum decât anul trecut, raportat la anul trecut, pentru că deja anul trecut s-a ridicat ștachetă. Procentual, da. Anul trecut poate am fost puțin inconștienți, în sensul bun al cuvântului, faptul că am intrat în această luptă, cu ghilimele de rigoare și când spun luptă, însă acum, având experiența de anul trecut și știind ce poate să apară, să conștientizăm cu adevărat riscurile, emoțiile au crescut, într-adevăr. Poate pe undeva există o oarecare, să zic, deci o ștachetă foarte relaxare generată de experiența anului trecut. Acum nu ne mai pot surprinde anumite lucruri sau ce ne surprinde, reușim cât de repede să le depășim. Însă emoțiile, da, sunt, pentru că numele artiștilor, notorietatea artiștilor ce urmează să vină la cea de-a doua ediție sunt mai mari și evident că ca orice iubitor de muzică. Și pretențiile sunt mari, n-am mai vorbit de lucrul ăsta. Evident, sunt procentual. Artiști mari, pretenții mari. Pretenții mari. Nu poate fi altfel și noi o știm și ne asumăm. Însă, n-aș vrea în acest moment să nu spun un lucru pentru care eu personal mă bucur. Faptul că foarte mulți tineri au venit către festivalul nostru, evident și ajutați de către sala polivalentă, de genurile muzicale pe care le vom duce în sala polivalentă, dar până la urmă festivalul acesta se dorește a se adresa în primul rând tinerilor, pentru ei este să ducem toate aceste eforturi, pentru că până la urmă dorim să-i ținem în Craiova. Bun, ei se pot duce și la alte festivaluri, dar în momentul în care le oferi un festival în orașul lor, le dai ocazia să rămână în oraș și să se bucure până la urmă de orașul în care s-au născut, în care au crescut. Și aici vorbesc cumva și prin prisma experienței proprii, că am și eu un băiat de 16 ani care în ultimii 2 ani tot îmi spunea, a crescut și își dorea să meargă, să vadă cum este experiența unui festival. N-a mai fost nevoie să plece pentru că îl are de data asta în Craiova și el și colegii lui. Da, și în general pentru toată regiunea Oltenia este un lucru foarte bun și nu numai, și pentru România, că există un astfel de festival, Intensity, și noi nu avem cum să ne bucurăm de aici, de la Craiova, de acest festival, Intensity. Am ajuns deja la final și sunt două lucruri la care țin foarte mult Antonio Zanfil, manager Opera Română din Craiova. Unul, să-l spui cum te-ai simțit aici altul de mine live pe Facebook, pe stadionul din Craiova, și doi, care ar fi mesajul tău pentru toți cei care ne urmăresc? Te rog. Ca de obicei, alături de tine, un profesionist, m-am simțit extraordinar de bine. Faptul că am reușit să realizez această emisiune
în acest cadru de lucru al festivalului cu scenă, mă bucură și mai mult. Iar un mesaj pentru publicul tău, al nostru, pentru această emisiune, să se grăbească să-și achiziționeze bilete la abonamente. Da, încă se mai pot. Astăzi am închis, am declarat sold out tribuna VIP, pentru că acolo, evident, numărul de locuri era mai redus, dar e foarte, foarte posibil ca spre finalul săptămânii, cel puțin pentru ziua de duminică, să se declare sold out pentru tot ce înseamnă posibilitatea de achiziție. Și ar fi păcat dacă au posibilitatea și își doresc să nu lase pentru ultimele zile achiziționarea de bilete și abonamente și să o facă din timp. Cu ocazia asta vreau să mai spun și faptul că cei care s-au achiziționat bilete până acum, deja de astăzi pot în două puncte în oraș, în holul din Universitatea din Craiova, dar și la sala polivalentă, să-și preschimbe deja biletele, îmbrățările acelea de acces pe care, cu care vor intra în festival și cu care vor putea să facă accesul și vor putea achiziționa, foarte important, pe baza îmbrățării, se vor putea face achiziții în, la barurile și restaurantele din festival. Da, eu îți mulțumesc foarte mult și îți doresc mult succes în continuare. Felicitări Opera Română din Craiova, felicitări Primăria Craiova, felicitări nouă tuturor craiovenilor. Susțineți festivalul Intensity pentru că este festivalul nostru aici acasă la Craiova și ne bucurăm că din an în an ștacheta e tot mai sus. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi aici live pe Facebook din Craiova, de pe stadionul nostru frumos. Peste 4 zile va fi un festival foarte, foarte frumos, Intensity. Vă invităm să veniți la acest festival foarte, foarte frumos. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.